PSD și nu PNL, spre exemplu, sau nu știu, USR, că e, se zice că e partidul tinerilor. V-am zis, eu sunt din 2007 membru, deci USR nici nu exista la acel, așa, PNL atunci. La acel moment. De ce PSD și nu PNL, spre exemplu? Răspunsul e foarte simplu. Resursele umane. Mi s-a părut că PSD-ul a avut tot timpul specialiști în toate domeniile, oameni capabili să preia, să preia un subiect, să preia un portofoliu și să-l ducă mai departe fără probleme. Tot timpul au avut oameni, ok, nu știu, Ministerul X, nu contează care, tot timpul PSD-ul mi s-a părut că are o garnitură suficient de mare de posibil ministeriabil. Ne uităm la diferite partide, ați menționat USR-ul, dar nu vreau să intru într-o polemică, care cu greu și-au găsit oameni, nu știu, pentru eșalonul 2 sau pentru eșalonul 3, oameni cât de cât pregătiți. Pentru că la nivelul ăla erau cât de cât pregătiți să ocupe acele poziții, PSD-ul tot timpul, la orice moment, a putut găsi foarte ușor resursa umană capabilă să ocupe diferite poziții administrative, oameni profesioniști, oameni care, v-am zis, sau un background profesional, dincolo de a fi simpli oameni politici. Ăsta a fost pentru mine motivul principal pentru care în 2007 eram în clasa 12-a, mă pregăteam de bacalaureat, am zis că PSD-ul e ceea ce mă reprezintă. Nu spun că PSD-ul e perfect, nu mă înțelegeți greșit. A avut de-a lungul istoriei, poate mai are și astăzi problemele lui de diferite tipuri, dar din ceea ce, ca să zic așa, mi oferea piața la momentul respectiv, PSD-ul a fost varianta pe care am ales-o fără să mă gândesc foarte mult.